Bună seara, dragi telespectatori, surpriză, surpriză, suntem noi oameni serioși, dar uneori mai și glumim. Și ca să vă bine dispunem, am adus un invitat special în studio, împreună cu iubitorul de animale, cu iubitoarea de animale, jurnalista Ramona Evulescu. Bună seara! Bună, Ramona, bine ai venit! Bine ai venit! Niciodată n-ai stat în fața camerei cu un cățel, nu? Să știi că nu. Alături de un cățel. Să știi că nu, nu. Și chiar nu am avut emoții foarte mari la emisiunea asta, că nu-mi dau seama dacă Giro va tolera foarte bine toată povestea. El e un câine foarte sociabil, foarte bine crescut, zic eu, și sper să dovedească în seara asta. Că e bine dar, crescut. Dar, da, se pare că s-a relaxat total. Îi place să fie în centrul atenției, îi place să fie mângâiat, drăgălit și așa mai departe. Cred că fotoliu e cam incomod pentru domnul Agiro. Cam mic, așa. Foarte mic pentru pretențiile. Cam câte kilograme are? Nu pleca Agiro. 60 și ceva avea ultima dată, la ultima cântărire, dar am mai pus ceva pe el în ultima vreme. Noi suntem puiuți, suntem în creștere. Sunteți în creștere. Bine, am terminat toată prezentarea, dragi telespectatori. Mi-am notat eu aici că eram sigură că o să am emoții și o să uit. De jurnalista Ramona Evulescu, purtător de cuvânt al primăriei Târgu Jiu, este o mare iubitoare de animale, așa că împreună cu soțul său, Florin, care e alături și l-așteaptă pe Agiro dacă se plictisește, așa, și-au umplut casa și curtea. Au 8 câini, din care 6 de rasă, printre care și Agiro și sora lui, da, trebuie să-l mângâie în continuu, că altfel se plictisește. Îi place așa. Să fie băgat în seamă. 2 maidanezi adoptați, 2 pisici și 5 găini. Da. Să-ți trăiască. Mulțumesc. La fel, dacă va fi cazul, că știu că deocamdată nu ai. Nu, dar sper din tot sufletul. Că soțul, soțul meu vrea câine și am spus, ia-mi tu casă că ți-au eu câine. Oh, ați împărțit sarcinile. Da, sarcinile. E simplu. Corect, corect. Că tu stai la curte. Pentru asta te-ai mutat la curte, că îți plac animalele, nu? Da, să știi că a fost unul din motivele foarte importante pentru care ne-am mutat la curte și pentru Alex, băiețelul nostru, dar și pentru a avea animale și acum am căzut în cealaltă extremă. Acum avem, nu pot să spun că prea multe, dar avem destul de multe. Agiro este rasa Tosa Inu, îmi spuneai tu, și este câine de luptă japonez. E un câine de luptă japonez, așa. Are e și rasa ochii lui. Așa un pic. Da, da oarecum da, e. Ai, samurai nu tu. E deloc, pentru că e foarte iubitor și foarte ușor și exprimă afecțiunea. Noi l-am și crescut să în ideea pleci. De a fi foarte drăgăstos. Șezi, Agiro, șezi. N-are loc în fotoliu, asta e problema. Hai să stăm puțin, să ne mai uităm. Să nu cazi, așa, iubit. Așa. Cam mic mobilierul nostru pentru cățelul. El ar vrea să se întinde. Deja e cred. Foarte, e foarte somn, din ce văd eu. E Tosa. Da, 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 ne iubim, da, da, salut. E Tosa, Tosa Inu, numele complet al domnului. Mai avem o fetiță care este soră de tată cu el. Sunt amândoi produși canisei Molos de Harghita, una dintre cele mai bune canise din România, pe Tosa. De fapt, tatăl lui este la ora actuală, din ce știu eu, singurul mascul din Japonia adus în România, Yamato. Yamato și numele restul nu pot să-l pronunț, crede-mă, oricât aș vrea. Da? E ceva japonez. Yamato e un câine foarte bun, foarte frumos, foarte tipic, în standarde, campion, multicampion. Iar Agiro sperăm că la un moment dat o să-l moștenească. Da, și el a participat. Foarte bine. Și el a participat la concurs. Da, el e încă trecut. Mic, e junior, la două concursuri. E junior? Am fost noi. Da, e junior. Ești mic? Crești încă... mai mare de atât? Da, 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 e în creștere. Sora lui e mai mare decât el ca și vârstă, e din alt cuib sora lui, Wendy. Și e mai mare și ca statură în momentul ăsta și ca și greutate. Și să sperăm că și el va fi un câine foarte bun. Sora lui are rezultate mai multe și bune în competiții. El a început activitatea competițională anul trecut la Craiova. Adevărul e că nici noi nu avem nici timp și, sincer, nici bani ca să mergem în toate concursurile la care am vrea să mergem, dar încercăm să-i arbitrăm în mai multe locuri, în mai multe zone, ca să vedem competiția și cu alte exemplare ale rasei. Și ne-a bucurat că la Craiova arbitrul, după ce ne-a dat excelentul, ne-a spus că Agiro are o osatură extraordinar de bună, picioare foarte bune. La Tosa, fiind o rasă foarte mare și fiind o rasă... Hai, șezi! Nu, e plictisit și n-are loc.
Of, ce să ne facem, ce să ne facem? Nu, că ne calmăm. Agiro. Stai liniștit, dacă ne uite, calmăm. Luăm SMS-uri pentru tine, dragi spectatori, aveți acolo afișat numărul de SMS, dacă vreți să trimiteți mesaje. Acum cât este încă Agiro și nu se plictisește, deci avem și varianta de rezervă când el va pleca în, așa, în... Merge la tati afară dacă nu... Dacă se plictisește și dacă nu mai vrea să stea aici, cu noi. Dar cred că ar vrea pur și simplu să doarmă. Dacă avea o canapea mai mare, pune puteai capa să... aici. Hai, pune capa, uite, ne cucăm. Ne scuzați, uitați-mi că suntem în direct. Și mie îmi plac foarte mult animalele. Ce să-ți fac, Magiro? Nu m-am gândit când am comandat mobilierul că o să te-am invitat. Trebuie să zău. Gândești că există Tosa. Dar nu mă gândeam să o invit. Da, uite, vezi, uite, data viitoare, dacă ne mai chem la emisiuni, aducem o canapea foarte mare în care băiatul poate să facă nani. Dar dacă îl lăsăm, îți spun eu că se calmează, că e cu minte, probabil, da, te pupă puțin, dar așa. Trebuie să te și joci cu el. Da, uite, promit că mă joc cu tine. Dacă tu promiți că nu pleci din direct, că suntem în direct, măi, dacă dragule. Dacă îl mângâi, va fi cel mai fericit, da? Din încăpere și atunci... Uite, eu îl mângâi, dar tu spune-i să stea jos. Îți promit. Hai, șezi. Hai, stăm? Da, dar acum, după ce îl mângâi, tu spune eu că nu mai stă el în șezi. Uite, șezi, hai. Hai, hai, zi tu șezi. Gata, stăm. Hai, șezi, Agiro. N-avem loc, nici de șezi n-avem în fotoliu ăsta. Încercăm. Hai, nu, să nu, încercăm. Nu. Hai, hai să nu? Încercăm. Hai să încercăm, hai să încercăm, că dacă nu trebuie să ieșim și e păcat. Așa, iubire, așa, așa, iubire, dă-mă labă, dă-mă. Așa. Ce mai spuneți, dragi respectatori, ce iubit cățel avem aici? Noi suntem foarte drăgăstoși, foarte iubitori, suntem topiți după copiii mici, zgâriem mașinile prietenilor ca să ne jucăm, da? Cu copiii, da. Ne plac foarte mult copiii, lingem până la epuizare. Hai de capul meu. Da. Și dacă... cu gheruțele astea te atenționează că trebuie să-l iubești și-ți da, dă o palmă peste atenția, față. Îți atrage atenția că mai ai treabă cu mângâiatul. Că n-ai făcut chiar tot ce trebuia. E foarte dornic de iubire, e foarte afectuos. Nu e samurai, spuneam eu. Nu e deloc samurai. Așa. Uite, cum poate că l-ar... Uite, l-ajutăm să se șteargă la botic. Îl ajutăm un pic, da? Vezi că s-ar putea să-ți o înghită. Așa, așa. Oh, gata. Gata. Așa. Dacă aș ajunge la tine, ar fi și mai mișto. Așa. Mulțumim. Agiro e un cu mine. Da, 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 da. Și un drăgăstos, după cum se vede. Da. Și colegii lui de cameră, cum ar veni? Nu, nu avem colegi de cameră, că ne... Are camera lui? Avem țarcuri, nu îi putem ține pe toți în casă. În casă avem doi bișoni fără pedigri și o maidaneză. Maidaneză 100%. Pe care ai adoptat-o, după câte mi-amintesc, anul trecut de la Padoc sau anul trecut, acum 2 ani. Nu, care e cealaltă maidaneză noastră. Avem două fetițe care sunt extraordinar de deștepte și chiar din suflet mi-aș dori ca toți care vor un câine, înainte de a se gândi să cumpere unul, să adopte unul de pe stradă, mai ales că este situația care este. Cara și Biggie, fetițele noastre adoptate, sunt extraordinar de inteligente, foarte, foarte, foarte cuminți. Nu au avut nevoie de dresaj, cum am făcut cu Agiro sau cu, da? Partenerii lui de joacă din curte sau de lupte, dacă îi lași. Noi deci de cor frumos avem, Agiro, da, vezi? Da, foarte frumos. Acum ți-l studiază. Iar câinii maidanezi cred că merită o atenție. Poate vrea mult să stea jos mare. Aici? S-ar putea să-ți dea jos cu măsuța, da, eu știu. Dai dacă vrea, poate să stea jos aici. Ia, să vedem. Crezi că... Ia, să vedem, să mutăm decorul un pic. Vezi? Nu, nu, nu. Poate vrea să stea aici jos. Probabil că Aura n-a mutat decorul pentru alți invitați, așa că pentru tine e o onoare, mami. Niciodată, niciodată. Hai. Hai cu fundul jos. A, să nu dai ceaiul jos. Și acum poate stai aici, poate e mai comod. Hai, așa. Șezi. Hai, șezi aici. Șezi aici, hai. N-avem loc. Hai că dăm fotorul la o parte. Hai că avem loc. Mutăm tot. Mutăm tot. Așa. Gata, gata, Agiro. Acum poți să stai jos. Spune să șadă. Șezi. Hai, șezi. Șezi, Agi. E, vezi? Și poți să pui și capul aici să faci nani, uite. Asta ia, pune tu capul aici și fai nani, hai. E cam cald la tine de la reflectoare. Of, Agiro. Așa, ia. Gata, da. Ne-am cumințit. Da. Mă gândeam, că oricum avem un decor mai înalt, cu o masă mai înaltă, zic, nu, e prea înalt și scaunul prea mic. Zic, da, și după masa asta nu o să se vadă. Și uite-l că se vede. Da, ia, că se vede în generalul. E? Da. Îi dați seama, stând în funduleț, ce mare e? Avem Dita mai căpățâna, are ce să se vadă. Cam cât de două ori cât capul omului. Da, cred că da, cam așa ceva. Depinde și de om, dar... Gata, a ieșit din decor, e pe acolo, pe sumasă.
Important așa, Agiro. Păi nu pleca, mam. Agiro? Suntem la început de emisiune, te rog frumos. Agiro? Hai, te rog frumos. Și îți dau ceaiul meu dacă vrei. Nu, să încercăm să nu. Să nu. Și ceilalți căței? Ceilalți căței, ți-am zis, este sora lui, dar soră doar după tată, dintr-un alt cuib al canisei de la Harghita. Și vreau să mulțumesc domnului Belainte, cel care ne-a făcut cunoștință cu rasa asta. N-am știut că există tosa până când am mers după un doc de Bordeaux la domnul Bela. Și atunci am văzut prima dată pe viu tosa, extraordinar de frumos mi s-a părut. Dar m-am gândit că nu o să putem niciodată să stăpânim un tosa. Sunt câini de luptă, sunt câini cu potențial agresiv deosebit, sunt, în schimb, câini foarte, foarte loiali. Cred că tosa e rasa cu adevărat a unui singur stăpân sau a unei singure familii. E foarte important când iei un câine de genul ăsta să te gândești bine înainte, dacă poți să ți-l permiți pe toată durata vieții lui, pentru că altfel cred că îi distrugi viața dacă îl plimbi de colo-colo. Și ne-am gândit foarte mult la a lua tosa, tocmai pentru că nu eram convinși că o să se adapteze la noi și că noi vom putea să facem față la cerințele rasei. Ce înseamnă cerințele rasei tosa? În primul rând să îl socializezi foarte bine, pentru că altfel un tosa n-ar sta să-i faci tu ce-i faci acum, cu siguranță. Și, și posibilitățile lui... Hai, dă-mi lăbuță ca să-mi arăți că ești... Dacă te uiți la fălcuțele lui, posibilitățile lui de mușcare sunt infinite. Știu că am citit la un moment dat un top, se pare că e a doua rasă din lume la mușcătura letală. Dar asta nu contează, important e că e un câine care, dacă este socializat și este dresat și este ținut foarte bine de stăpân, din scurt, nu reprezintă un pericol și așa trebuie să fie. Este o rasă extraordinar de afectoasă, ceea ce ai văzut și cred că toată lumea vede la Giro, dar cu care trebuie lucrat. Noi l-am avut pe Agi la un dresor, la domnul Costi, am fost foarte încântați și suntem foarte încântați, pentru că altfel, după o lună și jumătate, după ce s-a lucrat cu el, altfel poți să-l stăpânești. Ascultă. Dar cum e când nu stăpânești, nu reușești să stăpânești un asemenea câine care e foarte puternic? Eu, de exemplu, n-aș putea să-l plimb, că e mai greu decât mine. Și n-aș putea sub nicio formă să-l plimb la Giro dacă s-ar supăra brusc și ar avea o problemă. El ascultă comenzile. Dar plimba el pe tine. Da, da, cu siguranță. Și eu te iubesc, da. Și eu te iubesc. Vin aici. Vin aici. Cred că este foarte cald aici la tine. Așa, uite așa. Uite așa. Vezi, nu ți-ai permite să faci chestia asta cu un tosa dacă n-ar fi ok. Hai, te rog frumos, mai stai. Dar nu sunt, dincolo de potențialul lor agresiv, sunt niște câini. Da, cred că vrea să plece și o să-i dăm drumul la tati. Hai, pentru că e foarte cald pentru Agiro aici. Lasă să-l arătăm cum pleacă, nicio problemă. Să nu răstoarne, să plece cu masa. Hai, du-te, gata, ia-ți la revedere. Tati? Nu, arată-ne și pe noi. Așa, gata. Pa, Agiro, pa. Și Lesa. Destul a avut răbdare, un sfert de oră, îți dai seama. Da. Iată și Lesa lui Agiro. A, uite, v-am adus actele, dacă vreți să vedeți ce... Acum putem să vedem și actele. Da. Da, avem un invitat care a plecat. Da. Deci avem un invitat care a plecat în timpul emisiunii. E prima dată când se pleacă din emisiunea la ESA TV. Da, acum asta e. Ne consolăm. Să nu te dai în judecată. Dar dacă o faci, asta e Canisa. Da? Asta e Canisa, da. Înregistrată la Federația Internațională. Așa arată un carnet de performanță care este al lui... Lui Hai să Victor, arătăm la camera, arată tu la asta camera ta. Asta e de Bordeaux, stai puțin să-ți caut exact de la Giro. Ah, să beau puțin ceai, m-am liniștit. Până mă uit eu pe acte. Uite, Wendy, sora lui, ți-am zis, a participat la 3 concursuri, a avut excelenturi și a luat și un Best of Breed. Asta înseamnă cel mai bun reprezentant al rasei pe concursul respectiv. Wendy e o femeie extraordinar de bună, nu numai că e a mea, așa, o iubesc din suflet și așa mai departe, dar este un exemplar foarte, foarte frumos și îi mulțumim domnului Bela că a avut încredere noi să ne o încredințeze. Uite, așa arată un catalog de concurs pentru cine vrea să-și cumpere un câine. Ideal ar fi să cumpere un câine de rasă, un câine cu pedigree, cu microchip, conform noii legi. Dacă nu, adoptarea unui câine de pe stradă sau dintr-un paddock este cea mai bună idee, părerea mea, și chiar sper din suflet că se va întâmpla acest lucru, pentru că sunt foarte multe suflete care au nevoie de ajutor. Încercăm și noi să facem cât mai multe. Deocamdată ne-am permis doar 2 în plus, dar
sincer, nici nu știu ce aș putea face și nu știu ce soluție ar mai fi. Da? Încercăm să ne gândim. Uite, carnetul lui Agiro, de la Cacibul, de la Craiova. Am avut acolo doi arbitri, domnul Petre Muntean și domnul Laszlo Pap, arbitri renumiți în România. Ne bucurăm că ne-au dat speranțe pe viitor. Ți-am spus că Agiro este junior și activitatea lui competițională va începe la modul serios după ce trece de 2 ani, 2 ani jumate, pentru că atunci câinele e perfect trasat, perfect conturat, s-a dezvoltat atât de mult încât poți să-l vezi în deplinătatea frumuseții, sperăm noi. Așa că avem așteptări mari de la următoarele concursuri. O să mai mergem și cu Wendy. Wendy a avut o montă, un cuib și nu a mai arbitrat-o de un an. Adică a făcut și pui. A făcut un pui, da. Un pui. A făcut un pui. O fetiță care a rămas la noi este foarte frumoasă, e o nebună. Cu ea n-ai putea să faci o emisiune, nu? Niciodată. Nu. Păi, dragi telespectatori, când am invitat-o pe Ramona, zic, poți să aduci și un cățeluș și îl punem pe masă? Zice, da, da, să crezi tu. Ți-aduc un câine de zrăstoarnă masa. Doar dacă masa ta e făcută la grime. Ai văzut ce drăguț a fost? Ai văzut ce drăguț a fost? A plecat, așa, e elegant. Minte. E un domn. E un domn. Da, e un domn. Da. El n-are nicio problemă cu fetele, de exemplu, nu suportă masculii, e destul de firesc, zic eu, acest lucru, dar cu fetele se înțelege foarte bine și chiar lua bătaia de la fete. Hey, se lasă bătut? Da, da. Până acum câteva luni, da. Acum, nu știu, mi-a fost frică să mai încerc și îi țin destul de bine separați. Și cum faci? Plimbi așa pe rând? Adică odată, sau tu ești soțul tău cu un câine? Florin se ocupă mai mult de ei, nu am atât de mult timp, mai ales că se întunecă foarte repede, sau s-a întunecat foarte repede până acum și nu reușeam să termin. Ajungeai pe seară. Da. Dar în weekend și în vacanțe și așa, îi plimbăm în grup. Wendy cu Agiro, de exemplu, se înțeleg foarte bine, se tolerează foarte bine. Cu dogii de Bordeaux nu există niciun fel de colaborare, niciun fel de discuție. Și cum? Aveți program de plimbare? Da, îi luăm pe rând. Dogii, după aia... Îi luăm pe rând, depinde cum avem noi chef atunci. Trebuie plimbați toți, ar trebui chiar mai mult plimbați decât o facem noi, dar noi avem un avantaj că acolo unde stăm e un câmp lângă noi și atunci putem să-i scoatem foarte simplu, nu trebuie să mergi pe lângă bloc. Le dați drumul pe câmp așa? Nu, nu le dăm drumul că ne-e frică, dar în lesă și așa e totul ok. Foarte rar le dăm drumul, doar dacă e liber, liber câmp. Uh-huh. Acum mai sunt și vaci, și oi, și capre, și de toate. Dar cu pisicile cum? Se tolerează? Nu se tolerează. Amuzant e că nici pisicile mele nu se tolerează între ele și stau în camere diferite. Ai, nu pot să cred. Nici eu n-aș fi crezut chestia asta, dar nu se tolerează. Pisoiul meu, motanul meu, o bate de o nenorocește pe pisicuță. Ce și atunci ținem... Da, să știi că m-am gândit, nu știu dacă este varianta felină a personajului. Da. Dar și muțele. Da. Dar n-am încercat. Dogul de Bordeaux, de exemplu, nu suportă pisicii, nici doghița, și atunci ne plimbăm pe rând, ieșim în curte pe rând și pisicii oricum stau în casă. Dar vi le-ați făcut de bunăvoie. Da, da. Nu, că sunt câini comozi, să știi, sunt, dacă ai grijă și dresezi foarte bine, îi socializezi în prima parte a vieții lor, nu-ți imagina că e nu știu ce muncă. Evident, curățenie, dezinfecție, lucrurile obișnuite, dar cu pisicii, de exemplu, în ciuda tuturor opiniilor și părerilor neavizate, să zic așa, pisicile mele nu lasă atât de mult păr. Da. Și atunci, Spre deosebire de Agiro, îmi cer scuze, dar e perioada în care năpârlim. Da. Asta e. Să știi că pisica mea, care e persoană, nu ți-ar fi lăsat atâta păr aici. Da? Da. Asta e, ne-am asumat riscul, nu e nicio problemă. Data viitoare vii cu o pisică. Da, pisica ar fi ok. O să-ți doarmă în brațe toată emisiunea. O să doarcă și o să se audă în microfon. Da. Și o să adormă telespectatorul. Și dacă n-ai microfon, dacă aduc motanul, îți toarce, se aude dincolo în regie. Da. Păi și noaptea cum dormi? Sau nu doarmă cu tine în cameră? Nu, în altă cameră, că eu dorm cu maidaneza cea mică și cu bișonei. A, da. Suntem împărțiți foarte bine. Și băiețelul vostru? Băiețelul nostru doarme cu mine și cu cei trei. Așa. Și e destul de mare aglomerația acolo. A. Toți în pat, da, așa? Da. Pati, bișonița, nu prea doarme cu noi, ea nu suportă căldura.
Și la un moment dat stă ce stă în pat cu noi și după aceea o aud când merge jos. Îi aud gheruțele pe parchet, se bagă sub pat și acolo rămâne. Nu-i place. Ceilalți doi nu. Maidaneza, în schimb, atâta de drăguțe și de drăgăstoasă e, oricât de cald ar fi, cred că și la 60 de grade, dacă ar fi în cameră, ar sta tot lângă mine, dar se lipește. E atât de afectuoasă și atât de iubitoare și atât și de dorm dulce. Și dorm cu ea în pat toată noaptea? E atâta. Ah, e atâta. E atâta. Deci nu, atât. Nu e... Și când o crește așa mare? Nu, că nu crește. Ea deja e sterilizată, a ajuns la maturitate, nu știu câte luni are, că e am luat-o destul de târziu, n-aș putea să spun sigur, dar eu zic că spre un an are. De maidaneză vorbim? Da, da, de maidaneză. Ce rasă maidaneză e? O jumătate de chil de tupeu, așa îi zic eu. E foarte tupeistă. Tosele nu latră, în schimb Biggie este trompetă. Cât de mică așa de trompetă. Mi-o ia la fanfară dacă o aud. Acum trebuie să spunem telespectatorilor, Ramona, că voi nu doar iubiți animalele, ci încercați să faceți o afacere din asta. Adică ați înființat chiar o canisă, nu știu dacă mai există în Gorj așa ceva. Cu acte și așa cum avem noi, nu știu dacă există. E posibil să fie pe alte rase, pe tot să asum nicio formă, dar n-am mai auzit să mai fie. S-ar putea să fie una de labrador sau de golden retriever, am auzit, nu știu dacă este. Aș vrea din suflet să-i cunosc. Eu sunt foarte curioasă, în primul rând, să văd încă două tose de care am auzit că ar fi la Târgu Jiu. Da? Da. Ai unui domn doctor, nu știu dacă e ok să vorbesc despre el, că poate nu poate nu dorește poate acest de lucru. Acord. Este un domn doctor chirurg care am auzit că are două exemplare de tosa foarte, foarte reușite și aș vrea să le văd pe viu. Poate ne și înrudim la un moment dat, cine știe. Partea cu afacerea e așa, noi am vrut să avem lucrurile în regulă. Pentru că, de exemplu, noi la puii noștri dăm pedigree, dăm microchip, dăm carne de performanță, le alegem foarte bine stăpânii, puii noștri. Avem un singur pui. Dar pe okay. Viitor, când va fi și așa, și pe ăla l-am păstrat, știi, ca să fie afacere. Deci am avut un profit incredibil. A, așa, dar, apropo de profit și de cheltuielile pe care le faceți, cam cât mănâncă așa un cățel de ăsta care tocmai a plecat? Mănâncă destul de mult, dar... Și cam ce? Păi, noi încercăm să... Eu sunt adepta veganismului și a vegetarianului în toate domeniile, știi? Adică și la noi, la oameni, și la câini. Și încerc să avem pentru toți o alimentație și o dietă corespunzătoare. Bineînțeles că mănâncă granulele lor speciale, dar o masă am încercat să le facem întotdeauna din orez. Orez pur și simplu, orez fiert, foarte sănătos și foarte bun și pentru noi și pentru ei. Primesc și părți. Sunt de acord? Da, foarte de acord. Întreabă-l pe Agi. Agiro, îți place orezul? Da. Orezul fiert îți place? Da, Doamne. Dar nu e simplu. Primesc legume de sezon în orezul respectiv. E ca o mâncare pentru oameni, dar făcută la un ceaun de 30 de kilograme. Pentru toată familia. Un ceaun de 30 de kilograme. Da, Florin se ocupă de povestea în asta. Care... În care este orez, da. Legume de sezon și carne. Carne de vită sau și carne de pui. Un fel de pilaf, așa. Da, un pilaf, da, fără grăsime. Adică și carnea de pui foarte important, doar pieptul de pui sau aripioare de pui, fără acele cotoiele de pui care au niște oase destul de... se fac tije tari, da. Se fac tije și pot să perforeze intestinul câinilor. Și atunci noi cumpărăm direct spatele sau... pieptul. Sau piept, spate, aripi. Cam așa da, e o mâncare așa care putem să mâncăm și noi, nu ar fi o... Să știi că de multe ori Florin îmi spune că miroase atât de bine, că e bine și lui. Încercăm să le punem de toate în mâncare. Am avut... Delicat ceva? Dat... Nu, sub nicio formă. Sarea, sare? Delicatul, nu. Și câinii sunt foarte mulțumiți cu dieta asta și se vede pe ei că sunt câini sănătoși, n-am avut probleme deosebite. Cu tot să avem probleme la bătături. Chiar am văzut, da, are. Noi nu-i ținem în casă, nu putem să-i ținem în casă, că îți dai seama ce ar fi acolo. Și atunci, în cușca lor, am încercat toate variantele. Am măturat și aspirat la polistiren de... am nebunit, pentru că l-a făcut praf Agiro. Cu haine, cu ceva textil, n-a mers, că le scoate din cușcă imediat. Paiele nu-i plac, le scoate.
Am încercat toate variantele. Nu-i place, nu suporte nimic în cușcă, nici el, nici sora lui. Le-am luat și salteluțe de burete. Am măturat și la alea până am nebunit. Dar încercăm, mai căutăm soluții. Nu știu, vedem. Și din cauza asta fac bătături, că au fac și greutatea mare. Pentru că au greutatea destul de mare și totul se sprijină pe oase, pe cot. Da. Da. Asta nu e bine, dar totuși ce s-ar putea face? Noi încercăm să le păstrăm zona foarte bine hidratată, cu cremă, cu propolis și cu gălbenele. Agiro a urmat un tratament pentru... Dar se linge foarte tare și chestia asta îi dăunează. Încercăm să îi ținem totuși destul de mult afară și să nu îi lăsăm în cușcă să stea foarte mult, decât când dorm, bineînțeles. Da. Dar vara pot să stea afară și... Vara stau. Vara se plimbă, nu au probleme, se plimbă destul de mult, dar când plouă, de exemplu, e foarte greu să îl mai plimbi, să-l duci, să... Nu vrea nici el. Dacă plouă, nu vrea zi în cușcă. Nu. Da, băiță? Băiță facem... Aveți o cadă mare sau cum? Nu. Facem băiță doar vara, recunoaștem, dar stăm în cușcă și mergem foarte des la scăldat. Stăm lângă șușița și e nebunit după apă. Deci e nebunit după apă. Și în rest facem cu furtunul afară, băgăm apă caldă la bucătărie, cu furtunul, direct pe băiatul. Pe băieții că aveți o grămadă? Da, pe rând, da. Mamă, Doamne, ce activitate v-ați găsit! E foarte frumos. Da, întotdeauna când îți place ceea ce faci, nu contează nici cât durează și nici cât îți ocupă timpul și nici cât te supune activității. Dacă ar fi să stau la montaj la o emisiune cum faci tu, de exemplu, nu cred că aș mai avea nervi de așa ceva. Da? Dar dacă mă lași cu Agiro să-i fac baie, n-am niciun stres. Fiecare cu ale lui, știi? Cu bangele lui, da. Da, foarte mulți care vin pe aici, pe la noi, zic, domne, aici sunteți dimineața, aici sunteți seara, dacă sunteți un pic plecați, zice, vine. Da. Toată ziua și sâmbătă și duminică. Dacă aici ne simțim noi bine, care e problema? Asta e foarte important să faci ce-ți place, că atunci nu mai percep toată povestea ca pe o muncă. Ca pe o muncă. Exact, și asta e citeam. Hobby-ul tău, e pasiunea ta. Da, asta citeam undeva, că dacă faci ceea ce-ți place, nu muncești niciodată. Da, corect. Chiar cred chestia asta. De altfel, noi când sunt sărbătorii din astea care te obligă să stai acasă, și la noi se întâmplă rar că noi de sărbători trebuie să avem un program și mai interesant, dar știu eu, a doua zi după Revelion sau a doua zi după Paște, chiar nu mai stă nimeni de... Hai totuși să stăm și noi o zi acasă și nu ne simțim bine. Faci depresie. Da. Cunosc. Deci trebuie să nu ieșim nici la pensie noi. Dar nici nu trebuie. Atâta timp asta cât e, muncim până... În putere e foarte bine să faci ce-ți place. Dar ce vei face tu, că sunt sigură că nu o să te lecuiești de pasiunea asta? Nu cred. Niciodată, nu? Nu. Când o să fie câinele zburdalnic și tu o să ai 80 de ani. Nu știu, chiar vorbeam cu Florin zilele trecute că ai noștri sunt de vârste foarte apropiate și nu e ok pentru că o să îmbătrânească toți cam în aceeași perioadă și o să ne fie foarte, foarte greu din diferite puncte de vedere pe care nici nu vreau să le spun cu voce tare. Da. Dar ei sunt deja familia noastră. Nu, când vorbesc de Agiro, vorbesc ca și de copilul meu. Alex e la fel, înnebunit după câini. L-am văzut în poze, peste tot, este, e cu căței împimpat. Da. Cu... L-am și crescut în ideea că animalele sunt membrii familiei, că iubim și că îi respectăm și că avem grijă de ei. Și chiar ne gândeam cu groază că în momentul în care vor îmbătrâni va fi foarte dificil. Cara, cealaltă maidaneză, cea care am adoptat-o de la domnul Zaharia de la Padoc, e bătrânică. Ea chiar nu știu ce vârstă are. Deci ea chiar nu știu că am luat-o mare pe ea și cred că am luat-o destul de bătrânică de atunci. O avem de vreo 3 ani pe Cara, cred. Este un câine extraordinar de deștept, este un câine extraordinar de atașat de noi. Vreau să spun că sare gard de 2,5 metri. Dacă plecăm pe jos de acasă, știe că mergem la plimbare sau la vecini, știe toți vecinii, toate mașinile tuturor din jur. Și merge și ea? Sare gardul și vine după noi. Dacă știe că plecăm, dacă vede că plecăm cu mașina, știe că plecăm departe și n-are nicio treabă, rămâne în curte. Și marea ei pasiune este să sară gardul și să doarmă în fața porții. Da. N-am înțeles niciodată, dar probabil că e ceva în mentalitatea ei, că a fost liberă și da. Trebuie să fie în continuare la fel. Dar cu toate astea recunoaște stăpânul. Da. Ea e foarte, și ea e foarte afectuoasă, e extraordinar de îndrăgostită de Alex.
Vreau să spun că era la un moment dat vara, era Alex mai mic, acum vreo 2 ani, abia o luasem pe Cara, dar din prima s-a atașat foarte tare de noi și m-am trezit cu Alex că era în fața porții lângă o grămadă de nisip, o băgase pe Cara de tot în nisip și ea săraca se uita așa la mine și parcă îmi spunea, ia-l, te rog frumos, dar nu a schițat niciun moment, niciun gest cum că ar deranja-o într-un mod agresiv și că ar putea avea o reacție. Da, e foarte știi, atașată de Alex. E într-adevăr... Ideea asta că simți nevoia să, sau protecția pe care ai avut-o anterior sau libertatea pe care ai avut-o anterior, pentru că apropo de săritul gardului, exact ce face Cara acum, făcea un copil și nu vreau să glumesc cu treaba asta, dar chiar am rămas înmărmurită, un copil care a trăit în casa de copii. Probabil că sunt ceva amintiri. El sărea gardul, dar înăuntru. De ce? Acum vorbim serios, dar chiar a fost o glumă în momentul în care nu eu înțelegeam. Vorbeam cu un doamna director de la Casa de Copii, cum se cheamă acum, mă rog, centru de nu știu ce, și zice, uitați, doamna Aura, ăsta e cu tare, că nu-i dau numele, cam știe toată lumea, zice, sare gardul și vine și stresează, el nu mai e în centru... acum că e major și sare gardul și stresează bucătăresele, zic, păi da, lăsați-l să plece dacă sare gardul, nu că îl sare înăuntru. Deci el acolo a trăit săracul toată viața și acolo simțea el că are pentru un pic el de... Pentru el acolo a fost acasă, e groaznic da, când se întâmplă așa lucruri cum de genul ăsta. Da, cățelușa ta sare gardul ca să se simtă liberă, dar tot lângă casă stă. Da. Da, da. Interesant. E foarte atașată. Ea ne-a ales pe noi. Da? Ea a venit la târgul de adopții și prima dată l-a luat pe Alex de mână cu gura. M-a speriat îngrozitor. Dar Alex mi-a zis, nu mă mușcă, stai liniștită, e ok. Și apoi a venit și mi-a luat mâna mea în gură și pur și simplu s-a uitat în ochii mei, parcă îmi spunea, voi sunteți familia mea, trebuie să mă luați. Bine, să nu-ți mai spun că tot drumul până acolo m-am gândit, nu luăm câine, aveam deja doi. Simțeam că mergem pe partea asta, știi? Și am zis, nu luăm niciun câine. Atent, de ce mergem? Ei, trebuia să mă duc, eu m-am dus acolo în calitate de purtător de cuvânt al primăriei, știi, da, am plecat în calitate de stăpân al câinelui. Da, am spus de acasă lui Alex, mami, să nu te aud că vrei deci un câine, câine, că nu... Avem doi, gata, așa. Ne oprim aici. Da, mami, da, nicio problemă, nu, că nu mai luăm. I-am ținut copilului moral. Și după aia, aha, ia, da, hai să facem actele. Da, hai să spunem, pentru că tot vorbim acum de niște animale care sunt foarte atașate de om, dar care, din păcate, nu au din partea omului un control foarte bun apropo de înmulțire și, din păcate, sunt foarte mulți câini pe străzi. Ce acte se fac? Tu când ai făcut actele de adopție, deci ce trebuie făcut dacă cineva vrea să ia un câine dintr-un padoc, mai ales că, de exemplu, și la Rovinar urmează să se înființeze, mă mănâncă firele de păr de la cățel. Și la Rovinar se înființează, acum am înțeles, un padoc și urmează o campanie de adopție în care noi am promis că ne vom implica. Adică, efectiv, vom afișa căței care sunt dați spre adopție, că poate își vor găsi stăpân prin intermediul nostru. Dar care e, ca să știe oamenii, tu când ai adoptat cei doi căței, ce a trebuit să faci, ce condiții trebuie să îndeplinească acel cățel pe care l-adopți? Râdeam pentru că doar pe care am adoptat-o, pe Biggie am cumpărat-o cu 2 lei, că o cumpărase cu un leu domnul și a zis că era speriat că Biggie... Că nu e afacere mică. Nu, era rentabilă. Speriat pentru că avea o pitbuliță acasă și pitbulița nu prea grea, tocmai mâncasem pe chinez. Și Florin când a auzit chestia asta, cât de dușmă pe ea? Un leu, ia doi și pleacă. Și așa a apărut Biggie la noi, că n-a fost programată. Ea e o maidaneză foarte simpatică, foarte dulce, foarte cuminte și foarte tupeistă în același timp. La Cara, sincer, stai să mă gândesc exact ce am făcut. Am făcut un contract, probabil. Mi-am zis că am semnat un contract, cum că o iau, care are un crotal pe ureche. Da. Conform noi legi, nu mai sunt valabile sau nu se mai merge pe ideea de crotaliere, se merge pe ideea de microcipare, ceea ce vă recomand din suflet. Microcipul e... uite că am o folie de microchip, are un cod de bare care poate fi citit cu un aparat special. Microchipul este un pic mai sus, într-o siringă mai măricică, dar care nu deranjează câinele în mod deosebit. Agiro a acceptat să fie microchipat fără niciun fel de problemă. Codul de bare îi apare câinelui
la orice citire a microchipului și după el se face identificarea și identificarea implicită a stăpânului. Foarte important, am înțeles că Direcția Sanitar Veterinară tocmai trebuie să primească microchip pentru zona noastră și probabil că toți medicii veterinari vor putea face microchiparea și dacă aveți acasă câini, va trebui să-i microchipați și să le treceți acel cod de bare pe carnetele de sănătate. La câinii trebuie să aibă, trebuie obligatoriu să aibă. Mă îndoiesc câinii de la curte că au carnet de sănătate, care stau în lanț și sunt foarte da, mulți. Nu te contrazic că știu că asta e realitate, dar eu sper să evoluăm și să învățăm câte ceva, pentru că un vaccin antirabic, de exemplu, pe care îl faci câinelui tău, te protejează și pe tine. Și trebuie să învățăm lucrurile astea. Eu sper să nu mai văd câini în lanțuri, în primul rând, dar asta deja e altă poveste. Câinii de rasă, oricum, și prin câini de rasă înțeleg câini cu pedigree, ei din start, de la Asociația Chinologică, primesc atunci când se declară cuibul și se scot actele lor, actele de origine, adică pedigree-ul. Adică cum se declară cuibul? Hai ca să vorbim românește. Cuibul e, așa se numește. Tu ești obișnuită cu termenii, dar să înțeleagă și telespectatorii. Fiecare familie sau fiecare canisă care are o femelă înscrisă, cu pedigree și înscrisă într-o asociație chinologică locală. Noi suntem la Harghita, de exemplu, dar poți să te înscrii pe Oltenia. Acolo. Da, da, poți să te înscrii pe Oltenia, poți să te înscrii pe Timișoara, pe unde crezi tu că te descurci mai bine și ajungi mai ușor. Noi am luat câinii de la Harghita și atunci am lăsat și canisa și toate actele la Harghita și ne este mai simplu așa că domnul Bela ne ajută de fiecare dată și îi mulțumim. Și așa, cu cuibul m-ai întrebat, stai că m-am pierdut în amănunte. Atunci când o femelă are o gestație, rezultă un cuib, da? Din care pot să fie pui vii, dar și pui morți. Acel cuib, indiferent dacă puii sunt vii sau morți, trebuie înregistrat la Asociația Chinologică. Se trimit actele mamei, carnetul de performanță, dacă ea are drept sau nu de montă, se vede din carnetul de performanță, și actele adică tatălui. Adică drept sau nu de montă? De ce n-ar avea drept de montă un câine dacă nu are performanțe? Pentru că se dorește ca în activitatea chinologică să se îmbunătățească standardul, de fapt să intre în standard toți câinii care merg mai departe, care sunt înmulțiți și să fie înmulțite pentru că avem, slavă Domnului, doar exemplarele bune. Atunci, când ai un câine cu displazie, cu demodecie, cu tot felul de probleme de sănătate, ideal ar fi să nu-l mai înmulțești, pentru că povestea asta sau poveștile respective se transmit puilor și atunci mergi prin concursuri cu ei, cu fiecare exemplar și obții dreptul la montă, dreptul de montă. Îți trebuie doi arbitri diferiți din două concursuri diferite ca să fie o, să zicem, catalogare fără probleme, cu mai multe opinii. Știi cum este da. Și la jurnaliști, să iei de la mai multe surse informația. După ce ți-ai obținut din mai multe concursuri calificativele respective, înseamnă că ai un drept de montă, da? Trebuie să ai neapărat cel puțin excelent pentru masculi. Două concursuri cu excelent câștigate, iar la femele se admite, din ce știu eu, și un FB. Dar, având în vedere că sunt femele foarte bune, e ideal să ai excelent și la femele, părerea mea. Acum fiecare cum consideră. Și cuibul respectiv de care spuneam, ce apare în urma nașterii, ca să nu zic altfel, se declară la Asociația Chinologică. Asociația Chinologică îți scoate un pedigree care arată cam așa, pentru fiecare cuib. Hai să-l arătăm la cameră. Da, uite, o să-l scot din așa. Asta este pedigriul dogului de Bordeaux. Nu cred că mai se vede oricum. Are și niște elemente de securitate. Da. Și cam așa arată un pedigree, că toată lumea crede că pedigriul e carnetul de sănătate. Am avut de multe ori... Da. Și verso, hai să-l vedem și verso. Îl vedem așa. Da. Este cartonat, nu e sub nicio formă scos la Xerox. Că și din astea am mai auzit. Și ai numărul de înregistrare de la COR, rasa respectivă, culoarea, ai data de naștere, sexul puiului și ai numele crescătorului și adresa lui și, bineînțeles, numărul de telefon. Există și rubrica proprietarului pentru că un câine, chiar și la maturitate, tu poți să-l vinzi. Eu am luat-o pe Wendy, de exemplu, de la Molos de Harghita la un an și jumătate după primul ei cuib. Acum e câinele nostru, e pe canisa noastră, dar a rămas pe actele vechiului crescător. Și ce e foarte important la pedigree este că poți să vezi întotdeauna
care sunt rudele, stai așa, care sunt rudele câinelui tău. Pentru că, exact ca la oameni, nu e bine să mergi pe aceeași linie de sânge. Da? Adică niciodată nu o să înmulțesc pe Wendy cu Agiro, pentru că au același tată. Da, da, da. Sunt linii de sânge, o să-i vezi în primul rând părinții. Pe pedigree ai premiile câștigate de fiecare. Da, da, da. Sunt concursuri de părinți, internaționale, de bunici, de părinți, așa mai departe. De bunici, străbunici și așa mai departe. Și așa e un câine valoros prin premiile părinților în primul sănătos. Rând. În primul rând e un câine sănătos. Știi că mulți zic că nu-l iau pentru expoziții. Corect. Până la urmă, nici eu nu știu dacă voi face din povestea asta chiar o afacere și nu asta doresc neapărat. Dar mi-am dorit un câine, sau mai mulți câini, care să știu clar că nu sunt cu aceeași linii de sânge, cu aceleași linii de sânge, că nu au probleme de sănătate pe viitor, pentru că le-am văzut amândoi părinții și în mișcare și în poze și așa mai departe. Și atunci când ai un câine dintr-o canisă, automat ai foarte multe alte garanții pe care nu le ai dacă dacă mergi la un cumpărător persoană fizică. Asta e părerea mea. Știu că sunt foarte mulți care preferă să meargă, poate e mai ieftin. Dar acum am și o întrebare. Tu spui că ai doi câini care sunt frați. Da. Cu același tată. Da. Și dacă lor le vine ideea să se împerecheze? Poate să le vine ideea, dar având în vedere că între ei stă casa, ar fi cam greu. Nu, tocmai de asta noi am făcut țarcuri. Da? Și Wendy este în spate. Păi spuneai că se înțeleg bine, că se înțeleg bine, da, dar perioada de călduri la femele este vizibilă. Se tolerează, dar nu stau împreună. Sau cum? Nu stau împreună, nu. Ei sunt plimbați uneori, nici de plimbat noi mai plimbăm împreună, pentru că, așa cum ai văzut, Agiro este măricel, Wendy este și mai măricică și de multe ori e greu să le plimb deodată. Da, Florin de multe ori plimbă singur și cu doi de genul ăsta nu prea reușești. Știi? Singur. Da, și da, atunci da. Dacă sunt și eu, mergem fiecare cu câte unul, dacă nu, Florin îi plimbă pe rând. Noi ținem în țarcuri diferite pentru că din suflet nu-mi doresc. Adică eu m-am dus să fac monta cu Wendy la Harghita. A, da? Chiar îmi și place masculul de acolo. Masculul cu care am făcut monta cu Wendy este unul extraordinar de frumos. Este Santo, molos de Harghita, care are și el, pentru că pui pe care le avem acum, apropo, este pui care vine din doi bunici import Japonia. E foarte greu, aproape imposibil să aduci câine din Japonia. Acum sunt în țară doi câini aduși din Japonia, o femeie la București, foarte frumoasă, și tatăl lui Wendy și al lui Agiro, Yamato, și a mai fost bunicul lui Ashra, puiul nostru, dar a murit. A murit, din păcate, Ran, un câine foarte valoros, foarte frumos, foarte cuminte, foarte deștept, foarte de toate, dar, din păcate, a murit încă de tânăr. A fost bolnav și au încercat să-l trateze, și în Ungaria. Uneori, din păcate, nu poți să faci mare lucru. Asta este realitatea. Dar Santo a moștenit foarte multe din calitățile tatălui lui Ran și Santo este unul din puțini, eu nu mai știu, masculi de la Ran. Și atunci a rămas linia de sânge diferită din Japonia și noi am preferat să mergem pe altă linie de sânge și în privința tatălui, nu numai în privința mamei puiului nostru. Și colaborăm foarte bine cu domnul Bela, ne-am dus, am făcut monta la Harghita și Wendy, fiind o cățea obișnuită, pentru că de acolo am luat-o din canisă, s-a comportat foarte bine și cu Santo. Mai făcusem o montă cu ea, nu noi, domnul Bela, pentru că el a făcut prima ei montă cu ea, tot cu Santo, și puiul din prima montă a lui Wendy cu Santo este campionul României la juniori. Wow! Ran Junior, că așa-l cheamă și pe el, este la Timișoara, la o canisă foarte bună. Ah, vreau să spun, Amona, că emisiunea s-a terminat, nu ne-am dat seama când. Și că mai impresionat de-a dreptul, adică eu mai veneam pe acolo, pe la tine, pe la birou, pe la primărie, ce faci, Ramona, două vorbe, hai că treaba asta avem, ce-ți fac căței, dar de la asta și până la asta de vorbă o oră despre ei, deja mai las impresionat că de-a dreptul. Ca să te impresionezi de-a dreptul să vin și acolo. De-a stângul și așa, vii pe la mine când, uite, deja e vreme frumoasă. Așa era vorba, dar vremea ne-a tot înșelat. Da. Așa era vorba, că venim să filmăm acolo. Vii pe la noi dar ne trebuie asigurare la camere, nu? Nu.
Nu, au câini cu minți, educați și ai văzut, e ok. Cu Wendy n-o să te las să lucrezi foarte mult, că ea e mai dificilă puțin, dar e o fată de treabă și Wendy. Și o ține. Ramona, vă felicit pentru ceea ce faceți în afara serviciului, iată, deci e... N-ai primit niciun mesaj că nu sunt normală, că sunt nebună, că sunt... Mă, cred că i-ai muțit pe toți, că eu de regulă primesc mesaje și eu și colegii mei. Oleu, am două mesaje, dragi telespectatori, să stăm un picuț să depășim. Așa... Aoleu, e un mesaj care nu spune nimic. Sunt multe, multe, multe litere. Bună seara, după care multe, multe, multe litere care n-au legătură între ele. Mulțumim de mesaj. Bună Probabil seara. Că n-are cuvinte. telespectatorul nostru. Și în rest, atât. Mai e unul, dar e mai vechi și n-are legătură cu emisiunea noastră. O să te chem pe la noi când vrei tu și o să-i vezi pe toți. Venim. În mișcare. E altceva. Giro nu e în formă când e la căldură. Atât de mic, un câine atât de mare. Da, și e foarte cald aici la tine și el nu suportă bine căldura. Mă, nu e chiar foarte cald, dar la blana lui... E cald, crede-mă, e cald totuși la tine și atunci îl moleșește căldura. Dar înțeles. O să-i vezi, se joacă foarte frumos. Trebuie să stai într-o parte când se joacă ei, pentru că zbori dacă te lovesc. Da, păi am văzut numai așa o labă care mi-a dat-o ca să... Să-ți atragă atenția. Adică, să-ți atragă atenția. Vezi, ce face? Ce faci? Ce faci acolo? Flocoșește-mă! Mulțumesc, Ramona, pentru prezența studio. Mulțumim și noi! Și dumneavoastră, dragi spectatori, la revedere!